după ce am văzut că spațiul vectorial este o mulțime înțestată cu două operații, care verifică cele 8 axiome, 4 pentru prima, 4 pentru a doua, ne interesează care este structura internă a acestui spațiu vectorial. O face din două aspecte. Exact cum dacă România ar fi un spațiu vectorial, ne-a interesat care este, să spunem, împărțirea administrativă acestei țări în județe. Păi județul ar fi o parte